Ce face să te simți recunoscătoare? Pentru ce ești recunoscătoare? Oh, pentru vremea asta. În primul rând că e în sfârșit cald în Cluj. Nu se întâmplă de foarte multe ori pe an. Astăzi sunt recunoscătoare pentru prietenii pe care am. Pentru că chiar simt că sunt un grup de oameni pe care am avut norocul să-i cunosc și pe care am norocul să-i am în continuare în viață. Și prieteniile sunt așa familiile pe care ți le construiești cumva și din circumstanțe și din propriile tale abilități și cu efort. Și da, sunt recunoscătoare pentru prietenii pe care am. Totul nu-l face să vă țin recunoscător. Tot ce văd în jurul meu îmi dă o speranță că o să fie mai bine sau că totul o să meargă bine. Atâta. Mă simt recunoscător pentru faptul că am reușit să descoper ceea ce îmi place și chestiile la care mă pricep. Pentru că am avut o perioadă în care eram confuz, nu știam la ce bun, de ce să fac, de ce aș face anumite chestii, până când am reușit să descoper că trebuie să încerc. Am încercat numărate chestii, am văzut că nu-mi ies unele, până că am descoperit că pot să scriu, că pot să cânt, îmi place să cânt la chitară, de exemplu, și acum o fac o enormă plăcere și sunt recunoscător persoanelor care m-au susținut în chestia asta, pentru că automat dacă tu faci o chestie, nu o să se pare din prima că ți iese. În schimb, feedback-ul de la cei din jurul tău e cel care reușește să te motiveze. Păi mă simt recunoscător față de familie, mai ales de mama, pe lângă bunica și unchiul, că am crescut doar cu ea și nu i-a lipsit nimic niciodată. Bani, distracție, chestii, mereu am fost alături și am venit cu mine peste tot la concerte, în vama veche, chiar și a fost super, nu i-a lipsit nimic, nu tată, nu nimic. M-am bucurat de momentele astea. Ok. Da. Super. Mulțumesc. Drag. Mulțumesc. Da. Thank you.